Domnul Meleșcanu a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru și, bineînțeles, dacă v-aș va da acordul primul ministru, va merge. Eu nu pot să-mi dau acordul pentru ceva în care nu am fost întrebat. Să sunteți primul ministru, vorbiți despre dumneavoastră. Sunt întrebată. Nu să sunteți primul ministru, vorbiți despre dumneavoastră la persoana întreagă. Să vedem ce s-a întâmplat în România săptămâna trecută. Păi Dita-i președintele a fost amendat că i-a numit penali pe penali. De cum, de către cine? De CNCD, aripa PSD. Șeful statului a fost amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Reprezentanții instituției au precizat că afirmația făcută de președinte este de natură să încalce dreptul la demnitate al persoanelor aflate în procedură judiciară, fără a fi condamnate definitiv și irevocabil. Președintele a anunțat că va contesta în instanță amenda pe care o consideră politică. Nu am crezut până acum că acest Consiliu Național de Combatere a Discriminării poate fi subordonat unui partid. Dar de azi credem! Același Claus de Ziua Europei. Le explică românilor și politicienilor invitați de ce este importantă Uniunea. Auzim în ultima vreme, în România, voci care dau foarte ușor vina pe Europa și pe Bruxelles pentru aproape orice. Dreptatea prevalează când vocile celor care denunță minciuna și incorectitudinea nu se lasă intimidate. Tot președintele Molcom îi ceartă și pe politicienii care au făcut praf ideea de Europa. Fără democrație, fără stat de drept, fără legi corecte, nu există prosperitate și bunăstare pentru majoritatea cetățenilor. Ar exista doar privilegii pentru un grup restrâns aflat la putere. Domnule președinte, dar le-ați dat-o de i-ați julit. Trebuia să faceți o excepție. Domnul Petre Daia de la agricultură. Ăsta e un politician care îndură foarte multe pentru un PR corespunzător. Este un obiectiv sfânt. Nu fug, nu vă speriez. Nu fug din fața ploii, eu nu fug nici din fața sa. Rămâneți dumneavoastră că sunteți obișnuite cu asemenea situație. Eu sunt obișnuit, așa că lăsați-mă aici, unde m-a prins ploaia, că este bine. Rețineți, domnul ministru nu fuge din fața ploii, cum nu fuge din fața oii, că vorba aia e sfântă. Nu fug din fața ploii, eu nu fug nici din fața sa. N-am nimic. Rămâneți dumneavoastră că sunteți obișnuite cu asemenea situație. Eu sunt obișnuit, așa că lăsați-mă aici, unde m-a prins ploaia, că este bine. Să vedem acum cum stăm cu meteorologia. La Digi24, meteorologa își aranjează părul. Probabil că va fi o aversă de mătreață. Ana Barbu, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit. Rămânem la meteorologie, dar trecem la Mihai Jurcă, băiatul celebrei Romica Jurcă, cel care se încurcă la Alba Iulia. Vă spuneam, la Alba Iulia avem 33 de grade. La Alba Iulia avem 33 de grade. De la Antena 1 ajungem la TVR România Abonament, unde și aici se încurcă litri cu gradele și cu metri pătrați. E nebunie mare. În județele din estul țării, acolo unde cantitățile de apă pot depăși 20, poate chiar 30 de litri pătrat, vântul de asemenea poate lua aspect de vijelie. Vă dau detalii după generic. Dacă la rezumat a fost așa de prost, ne gândim cu groază ce-o fi după generic. În județele din estul țării, acolo unde cantitățile de apă pot depăși 20, poate chiar 30 de litri pătrat, vântul de asemenea poate lua aspect de vijelie. Vă dau detalii după generic. Dar avem bâlbe meteo și la televiziuni cu pretenții. Busul bagă și el o grindinică. Sunt ploi destul de violente cu grindină cu cantități mari de apă într-un timp scurt. Și încheiem tot cu ProTV-ul, unde s-a întâmplat evenimentul media de săptămâna trecută. Roboțelul Sofia s-a aflat în dialog direct cu roboțelul Esca. Hello Sofia and welcome to ProTV News. Could you tell me for the first beginning, bună seara România, bună seara București? Bună seara România. Bună seara București. Oh my god. Should I be afraid that you'll take my place one day? Well, I might. As you know, there are certain things that AI and robots can do that exceed human capabilities. That's why we are engaged in things like high-speed trading, doing publicity stunts like play and go, chess, etc. But you should not be afraid, as people have always adapted to changes, transformed, and thrived. We can learn together. Dacă află și care-i salariul Andrei Esca, sigur roboții ca se mută în România. Și la final, iată că Sofia are și umor.
Bine, îl înțelege doar ea și vorbitorii de engleză. Da. Tell me, what's your best joke? I am just learning humor, which is a difficult thing to grasp. People seem to like my cheese joke. What cheese is not yours? Nacho cheese. Băi, ce simplu! Eu între robotul Sofia și robotesca o prefer pe asta din urmă. Bă, de ce? Pentru profesionalism sau pentru ce? Pentru decolteu. Doamnelor și domnilor, eu aș... M-aș gândi, mă, nu îmi iese de încă. Sofica, și de asta am adus-o aici pe Sofica în platou! Doamna Sofica, am o curiozitate pentru dumneavoastră. Deci dacă ați fi măritată cu un domn din Vaslui, care seară de seară ar veni beag mangă și v-ar înjura, doamna, sincer, ce i-ați face? Aș trece pe modul Vaslui și aș răspunde pe limba lui. Adică ce înseamnă asta? Du-te-mă la măta, ți-ar măta dracu. Dacă nu te faci băiat cu minti, te pâliesc cu mâna asta din titan, din țaribor și pe nas, uai. Ieșirea, Sofica. Vezi să nu mă superi, că-l chem pe tata. Dar cine e tatăl dumneavoastră? Optimus Prime din Transformers. Și mama? Claus Iohannis. Vai, aoleu, deci închidem aici repede discuția, să nu cumva să o supărăm pe doamnă. Auziți, dar vă văd cam palidă. Sunteți descărcată sau ce vezi? M-am descărcat un pic înainte să intru. Totuși, mai bună decât Sofica este Veorica. Are bani, are funcții și în plus e haioasă când e pioasă, mori! Dați-mi voi să cred că nu a înțeles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo. Hai că stoi! Eu de mamă înjur toată ziua, unde vreau, când vreau. Pe gratis! Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România. Eu sunt o femeie educată, mă, fraieră. Eu sunt o doamnă. Ce p***! Sunt genul de femeie pe care tu nu o să poți avea niciodată. Și știi de ce? Pentru că sunt perfectă. Mi-o scârbă de toți, de ratați, de imbecili împuțiți, că mi-ați distrus viața. Vor pupa mații în să mă pupați de împuțiți. Ia banii, hai, ia banii și cară-te, 300, cât vrei, pleacă. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți. Modificarea legii referendumului pe care Claus Iohannis trebuie să o promulge, coaliția de guvernare vrea să abată atenția de la inimaginabilele realizări ale guvernului, de la faptul că ne conduc tot felul de analfabeți. Mai nou, prioritatea numărul 1 a României o reprezintă referendumul pentru familia tradițională. Astfel, cu limbaj populist și alte porcării de gen, politicienii sunt preocupați de soarta românismului și României. Ascultați cum vorbește în 2018 un ministru în guvernul României. Iisus ne spune că trebuie să iubim toți oamenii, dar asta nu însemnează că noi trebuie să iubim păcatele pe care le săvârșesc sau le fac instituția numită familie, cea pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ, este formată dintre sau din un tată bărbat și o mamă femeie. Și aș mai completa, așa cum sunt scriși în certificatul de naștere. Că România e o țară homofobă, o știm de mult. Că omul acesta este ministru în guvernul României, putem să acceptăm. Cu greu. Dar că membrii opoziției liberale sunt la fel de închiși la minte precum colegii lor de la guvernare, asta nu putem înțelege. Miza este răsturnarea ordinii normale și răsturnarea lumii în care trăim astăzi. Da, ce vorbești în 2018? Românii iubesc
tot ce ține de tradițional. Mâncare tradițională, macheală tradițională, de-astea. Da, mai avem, de exemplu, bețiile tradiționale, bătăile în familie cu specific românesc. Mamă, ce fuuu! Da, auziți, înainte de a defini familia tradițională, hai totuși să o vindecăm cum arată. Înainte de a bate copii, hai să-i facem oameni mari și să ascultăm. În goana lor nebună după audiențe, reporterii fac numai nefăcute. Uite, de exemplu, un nene de la Obositor îi încurcă pe pompieri. Colegul nostru, Alex Costea, este acum în direct și are toate informațiile. Alex, bună seara, sunt și victime? Mergi, măi, domnule, de aici, lasă încolo de filmare. Bună seara, chiar în aceste momente ne-au rugat pompierii să eliberăm zona pentru că încearcă să scoată, să scoată de pe șosea acest copac care a căzut în urmă cu mai bine de 20 de minute, aproximativ jumătate de oră. După cum vedeți, domnul reporter e mai preocupat de relatarea lui decât de degajarea carosabilului, pentru că i-au promis ăia de la Obositor o primă grasă. Mergi, măi, domnule, de aici, lasă încolo de filmare. Bună seara, chiar în aceste momente ne-au rugat pompierii să eliberăm zona pentru că încearcă să scoată să scoată de pe șosea acest copac. Revenind în studioul celebrei emisiuni, Bâlbâitul de Osmanovici și-a găsit peticul. Tanti Pepene! Cercetătorii britanici au demonstrat că acei copii care iau contact cu apa de mici dobândesc o largă gamă de... Poate să vezi și gamă largă, că nu contează. Mult mai devreme decât ceilalți. Important este să deprindă toate deprinderile. Vai de capul și de zilele noastre, ai făcut praf, săraca știre. Bine că sunteți veseli, măcar atât. Cercetătorii britanici au demonstrat că acei copii care iau contact cu apa de mici dobândesc o largă gamă de... Poate să vezi și gamă largă, că nu contează. Mult mai devreme decât ceilalți. Important este să deprindă toate deprinderile. Și încheiem cu un reporter care ne-a făcut ziua bună. Obositorul l-a trimis să testeze o mașină electrică. În această seară voi testa o minunată mașină electrică, să mă alătur și eu comunității care accesează din ce în ce mai mult electric, să vedem cum va fi. Alo, domnul reporter, ai plecat pe contrasens, bre. Cele două săgeți asta indică. Alo, băi, stai așa, alo. În această seară voi testa o minunată mașină electrică, să mă alătur și eu comunității care accesează din ce în ce mai mult electric, să vedem cum va fi. La Realitatea TV, un reporter se chinuie să ne explice cum poluarea fonică va fi combătută pe viitor în jurul drumurilor aglomerate. Vor monta niște chestii. La intrarea în marile orașe ar urma să fie instalate niște panouri fotoabsorbante. Panouri fotoabsorbante. Dragă reporterule, panourile respective pot fi cel mult fonoabsorbante, că doar nu atrag și atenuează fotografiile, da! La intrarea în marile orașe ar urma să fie instalate niște panouri fotoabsorbante. Tot la Irealitatea, Oreste ne explică de unde vine numele de Căcâna, unde pesediștii s-au întâlnit la un mic șobere. E, cum cu cine? Cu votanților! Acolo mănâncă pesediștii mici, unde o stație de epurare își trimite căcatul la plimbare pe apă. E foarte mic. Adică Dumnezeu are și el un simț al umorului foarte pătrunzător. Ca să spunem foarte clar. Și foarte adânc. Păi de aia se numește Căcână. Domnule, se numește Căcână. E o stație de deversare și de epurare a apelor acolo. Și toată zona respectivă. Zona unde au fost invitați. De către liderii PSD. Zona unde au fost invitați babuinii care își vând conștiința, nu a lor. Și destinul fiilor, nepoților și strănepoților lor pentru trei mici obosiți și o bere împuțită, răsuflată. Se numește Căcână. Dar poate nu ați înțeles de unde și până unde această denumire. Ei, lasă că mai spune o dată, Oreste. Ia zi transcendentalule. Căcâna. Pentru că acolo a fost deversat căcatul unui județ întreg, da? Ca să ne înțelegem. Județul. Faptul că peste toate astea mai vine și tractoristul, care e singurul simpatic de acolo și care cu umor așa se uită la maimuțele alea absolut dezlânate și numește tineretul comunist, e o frescă perfectă a unei decăderi și a unei decadențe individuale și colective pe care cred că poporul ăsta nu le-a trăit până acum. E groaznice condițiile pe care le suportă infractorii la pârnăie. Domnul Clămparu, șeful nostru infractor rasat care a batjocorit mii de fete în Spania, Italia și restul Europei, a intrat la Mititica pentru vreo 25 de ani. Toate bune și frumoase! Dar când a cerut și el o întâlnire intimă cu prietena sa la camera special pregătită, era atât de frig în incintă că nu și-a găsit-o nici cu lupa.
E cum ce? Onoarea? În momentul în care iubita lui a ajuns acolo, cei doi au înghețat în camera care le era pregătită. Pasnicii au încercat de altfel chiar să încălzească acea cameră și au adus un calorifer, însă acesta nu a făcut față. Ioan Clămparu a făcut plângere în instanță. Judecătorii au audiat și pe ceilalți deținuți care au beneficiat de vizită intimă în aceeași zi. Aceștia au declarat că a fost destul de frig, așa că magistrații au dat câștig de cauză lui Ioan Clămparu și i-au acordat acestuia dreptul la o nouă vizită conjugală. Doina Gradea, de la TVR România Abonament, s-a prezentat în Parlament să explice de ce a făcut-o pe o reporteriță cap de porc în înregistrările publicate de Dragoș Pătraru. Referirea mai puțin academică pe care am făcut-o la adresa unei colege, pentru care mi-am cerut scuze și îmi cer scuze încă o dată, în mod public, este o uzanță a colegilor din media de a-și atribui diverse porecle. Păi atunci apelăm și noi la uzanța asta pentru a-ți spune ție că ești frumoasă ca un hipopotam și deșteaptă ca o maimuță. Hei, nu te supăra pe noi, suntem colegi de media, ce naiba. Referirea mai puțin academică pe care am făcut-o la adresa unei colege, pentru care mi-am cerut scuze și îmi cer scuze încă o dată, în mod public, este o uzanță a colegilor din media de a-și atribui diverse porecle. Dar să trecem și la alți pricepuți, tot din media. La România TV, o prezentatoare știe ce știe, dar nu citează corect. Jaf în pădurile din țară, hoții nu se mai feresc de nimeni, și fură ca la ușa codrului, ca la ușa codrului. Dragă blondino, zicala era ca la ușa cortului. Noi am înțeles că era o licență de exprimare, dar ai spus-o în așa hal că s-a înțeles cu totul și cu totul altceva. Jaf în pădurile din țară, hoții nu se mai feresc de nimeni, și fură ca la ușa codrului. La B1 TV, ne scuzați din nou, se difuzează imagini în care rivalul de moarte al lui Gigi Becali, mă înțelegi, Nena Talpan, adică juristul Ministerului Apărării, adică ăla care l-a lăsat fără brandul Steaua, se bucură în direct când echipa lui Gigi ia un gol de la Iași, aflat în inferioritate numerică. Dacă e bagabond, mă înțelegi, e bagabond. Vă dați seama că sunt foarte mulți suporteri steli și te ascultă, vă dați seama că nu e. Exact. Gol! 1-0 pentru Iași! Ce bucurie! Fraților, nu vine să cred ce se întâmplă aici în direct. Domnul Talpan ne dă o bucurie mare de 7 mai, pierdeți pe CSB titlu. Și încheiem cu o prezentatoare de știri de la Canal D, care face o confuzie superbă. Flash, flash, pârți! Accident grav în portul Constanța, Andana 128 a Gigea. Bărbatul unei macarale s-a rupt și 3 muncitori au fost răniți. Acum, noi nu știam că în Gigea, Andana respectivă, se poartă asemenea minuni ale naturii. Dar iată că de la Canal D aflăm că ea, macaraua, are un bărbat. Asta înseamnă să citești din prompter fără să judeci. Accident grav în portul Constanța, Andana 128 a Gigea. Bărbatul unei macarale s-a rupt și 3 muncitori au fost răniți. Ca ea de la Antena 3. Am vrea să vi-l prezentăm pe domnul Gâdea, cel mai semidoc moderator de emisiune din cât ți-am întâlnit. Săptămâna trecută făcea un dezacord. Nu vă aduceți aminte? Vedeți aici, jos Băsescu. Se vede cărămizile, se vede cărămizile pe care le-a spus la fundația asta. Sunt niște oameni minunați. Ei, acum face 2 dezacorduri într-o singură propoziție. N-a că s-a autodepășit. Bravo, domnul Gâdea! Ce traume se petrece cu un tânăr care se află într-un context în care dacă el nu folosește droguri, nu este cool, este respins de ceilalți? Ce traume se produce însă cu un tânăr care folosește o dată, folosește de 2 ori și apoi se instaurează o depresie? Priviți-l, oameni buni, uite-te și tu mai voi culescule, că ai ales după chipul și asemănarea ta. Acest semidoct cu pretenții este directorul unui canal de știri din România. Cum de nu ți-e rușine, măi, profesionistule? Ce traume se petrece cu un tânăr care se află într-un context în care dacă el nu folosește droguri, nu este cool, este respins de ceilalți? Ce traume se produce însă cu un tânăr care folosește o dată, folosește de 2 ori și apoi se instaurează o depresie.